Ideea din seara aceasta, printre altele, este că cu cât ești mai modest, cu atât te lauzi mai puțin sau deloc. Asta e direct proporțional, e o proporție. Eu m-am gândit, vedeți, printre altele, noi am înțeles că a lăuda pe cineva înseamnă a-l înălța. Mai mult sau mai puțin, depinde cât îl auzi. Deci a lăuda pe cineva înseamnă a-l înălța înainte altora, a-l aprecia. Și Biblia ne învață și în seara aceasta ni s-a transmis că noi trebuie să îl înălțăm pe Domnul. Eu m-am gândit în seara aceasta, vedeți, nu degeaba Biblia spune, Dumnezeu spune, are această pretenție, că slava mea nu o să o împart cu nimeni. A lăuda pe cineva înseamnă a-l slăvi. A-l slăvi, mai mult sau mai puțin. Chiar atunci, vedeți, când îi just și în mod obiectiv apreciez și încerc să înalți pe cineva, am înțeles că nu este corect, nu este bine. Chiar dacă acolo în Proverbe spune să te laude altul, nu gura ta, un străin și nu buzele tale, eu aici m-am gândit la două aspecte. Pe de o parte, cel care laudă și pe de altă parte, cel care acceptă lauda. Care acceptă lauda. Și există oameni care știu să laude. Știi să laude și probabil ei cred că a lăuda e un lucru bun. Și au făcut o bravură, o bravură. Dar în seara aceasta am înțeles că este foarte periculos, pentru că există persoane pe care dacă îl auzi, el mai tare e mai atent. Mai atent și a fost suficient, dacă i-ai spus, el o înțeles. O înțeles că vrăjmașul îi prezent. Dar există persoane care nu înțeleg și îl poți dărâma. Îl poți dărâma. Dar în același timp, la fel, dacă subestimezi lucrarea cuiva și dacă încerci să nu îi dai nicio atenție, deci aici trebuie îmbinată lucrarea într-un mod așa, cum numai Dumnezeu te poate călăuzi și cum numai Dumnezeu o poate face ca să fie utilă, să fie bună. Vedeți, dincolo în Statele Unite m-am gândit, mereu era anunțat ceva. Existau niște firme foarte mari, care doar firma apărea, fără alte comentarii. La altele, tot felul de reclame. Și reclamele se plătesc foarte scump. Foarte scump se plătesc. Și ideea era următoare, zice, vezi firma asta? Îmi explica cineva, zice, asta n-are nevoie de altceva, doar firma în sine, atât. Pentru că numele sine este o reclamă, e o valoare, toată lumea știe, de aceea pe ăștia niciodată nu o să-i vezi că se afișează de ceea ce sunt. Și m-am gândit să știți că așa este. În cine există într-adevăr valoare, el nu așteaptă să fie lăudat, dar pe departe să se laude. Deci, primul lucru, încă o dată, putem să ne lăudăm de bunoară, spiritual, e cel mai periculos. Pavel spunea și vreau să întăresc ideea, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când ți-ar aparține, ar fi al tău? Când vorbește Ioan în epistola lui, în prima epistolă, el spune aici ceva, apostolul Ioan, spune așa, căci tot ce este în lume, rețineți, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, lauda. Lăudăroșia vieții înseamnă că în domenii multiple, nu numai într-un domeniu. Și la credincioși uneori vine chiar cu acea modestie falsă să se laude. Nu numai mă mândresc că cine sunt eu, ci dimpotrivă, uneori chiar cu extrema cealaltă. Dacă nu poate diavolul într-un fel, el vine în alt fel, pentru că diavolul e cel care, practic, sub toate acțiunile, sub toate formele încearcă. De aceea am vrea să fim foarte, foarte atenți. Pe de o parte, în momentul în care cineva încearcă să ne laude, să fim foarte atenți reacția pe care o avem. Dacă cineva o acceptă și în momentul acela se umflă
poate să fie spre prăbușirea Lui. Nu dintr-o dată e prăbușirea, fiți liniștiți, în timp încet. Încet, azi o vorbă, mâine alta, azi un cuvânt de apreciere așa, care trece limita și perimetru, mâine alt cuvânt, poi mâine altul și la un moment dat încep să cred că e așa, cum mi se spune. Și în momentul acela, practic, se poate produce prăbușirea. Uneori greșim și am întâlnit cazuri când persoane au fost apreciate pentru frumusețea lor. Tu ești frumoasă, tu ești frumos, ca tine nu-i nimeni. E un pericol. Așa ceva nu se face. Uite, tu ești foarte dotat în compartimentul ăsta, nimeni nu-i ca tine. Dacă tu n-ai cânta solo, dacă tu nu ești, uite s-o văzut că nu ești, nu mergi scorul, nu mergi afară. Dacă tu nu ești, nu merge biserica. Povești. Dacă nu-i Hristos, nu merge biserica. Fără El suntem un zero. Fără Hristos. Dar fără noi se poate. Dar Domnul are nevoie de fiecare, pentru că spunea fratele Iosif, fiecare e un mădular. Și foarte interesant, ați văzut vreun mădular practic să riposteze împotriva altuia? Să se laude, să scoată în evidență? Niciodată. Și acum ideea este cealaltă. Înseamnă că nu e un mădular din trup dacă se laudă. În momentul în care s-a lăudat, înseamnă că el nu e din trup. Înseamnă că nu e în ordine. De aceea, pe de o parte, să nu ne lăudăm sub nicio formă, dar pe de altă parte, nici să nu lăudăm. Sau dacă apreciem, aprecierea e una, lauda e alta. A lăuda, eu cred că lauda asta este într-un sens negativist, laic, a aprecia într-un mod frumos, după cum dorește Domnul, este cu totul altceva. Vreau să mai citesc încă ceva legat de cele amintite, pentru că unele versete și eu mă gândeam la ele, însă au fost aici comentate, subliniate. Vreau să citesc din Evanghelia după Matei ceva. Capitolul 6. Aici citim câteva versete. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Foarte periculos. Aia înseamnă deja a te lăuda, a afișa într-un fel sau altul. Noi auzim expresia asta. Frate zice, toată lauda fie a Domnului, dar numai Domnului, dar o spun de 10 ori și în același timp și subtil și încep să mai spun între ele și ce am făcut eu și ce... pe unde am fost și așa mai departe. Acum, recent, undeva am discutat cu o persoană, cu o soră, și am spunea, zice, uite ce a spus, zice, a fost aici cu tare, cineva, și a spus, zice, că a fost anul acesta, în 2003, anul care a trecut, în 200 și ceva de biserici. Le-au vizitat și zic, cum ai primit mesajul și cum m-ai acceptat? Păi ea era entuziasmată persoana și m-am gândit, cât fals un om care face ăla nu spune. Pentru ce ți-a spus? Pentru ce v-a spus? V-a spus ca să-l apreciați, să rămâneți uimiți. Și când am întrebat-o mai așa cu deamăruntul ce-o predicat, el nu a avut treabă cu Biblia. El a spus numai pe unde a fost și ce-a făcut el. Din star se vede, să știți, când cineva își deschide gura, e desconspirat dacă o să fim atenți la ceea ce spune în continuare. Imediat îți dai seama, aici nu e în ordine. E adevărat că de multe ori noi suntem tentați când auzim anumite povești. Întâmplări, ce-a făcut, pe unde, ce minuni, imediat, acolo deja e laudă, nu-i mai cuvântul. Nu-i în ordine. Și să știți că Dumnezeu, întotdeauna lauda e mână în mână cu mândria. Mână în mână cu mândria, e un pas spre mândrie. Și dumneavoastră știți că mândria e unul dintre cele mai mari păcate. Dacă Lucifer a fost prins de mândrie, păcatul prin care a fost doborât și a căzut. Oameni mari care au fost înaintea noastră, au căzut din pricina mândriei, au fost apreciați, poate. Zice, ți-ai stricat înțelepciunea cu frumusețea ta. Erai desăvârșit în frumusețe și înțelepciune. Și te-ai prăbușit. Ai crezut că e așa, ești ca Dumnezeu, dar nu, nici pe departe, sigur. Și aici spune, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei, pe cât posibil... Aici trebuie foarte mare atenție.
Zice altminte, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri, deci cineva s-ar putea să facă. Pe bună dreptate să acționeze, să lucreze, să dăruiască. Dar în același timp să fie și văzuți. Totul depinde cu gândul inimii cu care faci o lucrare. Dacă o faci dezinteresat și pe cât posibil să nu fii văzut, dar dacă totuși ai fost văzut în ultimă instanță, nu înseamnă că Domnul nu-ți dă răsplata. Tu nu ai urmărit, tu nu ai dorit să fii apreciat și văzut și aplaudat. Dar dacă au văzut-o alții, nu, n-ai fost tu vinovat, că Domnul vede cât ai fost vinovat și cât nu. E foarte important. Asta e legea lui Dumnezeu și Dumnezeu ține cont. În Petru cita fratele Iosif versetul acela, atunci își va primi plata de la Domnul. Atunci, în ziua aceea, altfel o primește aici, acum, de la oameni. Mă, uite ce a făcut el. Uite, nu e mai pomenit, uite cât face, uite așa și așa. Aici, în continuare, spune așa, tu dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta. Asta în toate compartimentele, nu numai aici. Nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ori primit-o aici, ori făcut, ori dat, dar nu mai au dincolo nicio răsplată. Răsplata lor este aici aprecierile și aplaudele pe care oamenii le dau. Ci tu când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, zice, să nu fiți ca fățarnici cărora le place să roage stând în picioare în sinagogi, la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa după tine, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Vreau să vă spun, chiar în biserică, când o voce se aude deasupra celorlalte, tare, și nu mai ai, e un pericol și ăla. E un pericol. E bine să fie aceeași ținută, același standard, aceeași înălțime, chiar la un unison, să fie la rugăciune. Chiar dacă am dorință mai mare de rugăciune, sigur că cineva poate avea o voce mai puternică puțin. Dar și atunci trebuie foarte mare atenție. În momentul în care încerci să ridici și să te audă, pe cât posibil, sigur, ar fi nemaipomenit să fie toți, să crească nivelul de rugăciune și să ne rugăm toți, dar concentrați în același timp, în așa fel, încât să nu-l aud pe cel de lângă mine și cel de lângă mine să nu mă audă pe mine. Și întotdeauna să mă rog în așa manieră încât să fiu auzit de Dumnezeu, Dumnezeu să mă audă și, El să înregistreze rugăciunea mea și să primesc în ascuns și Domnul să-mi dea răspuns. Deci toate sunt foarte importante, tot ceea ce... Încă o dată, Biblia mai spune încă ceva, când e vorba chiar de diacon, de prezbiteri care trebuie să ordinați, zice să nu fie întorși la Domnul de curând, ca să nu cadă în osânda diavolului. Lauda pe cineva, un om, încă o dată, mai ales lucrătorii, prorocii, pun proroc. Să știți că au fost proroci care au căzut din pricina altora, nu neapărat ei, s-au lăsat ispitiți și prinși. Și-au fost și cu tot felul de cuvinte și așa aprecieri la superlativ și în final i-au prăbușit. La un moment dat au avut impresia, da, e așa, cum mi se spune. La un moment dat, ori crezut că este așa, păi dacă toți spun, numai eu, înseamnă că e așa. Și în momentul ăla a fost suficient să crezi că e așa, să ai impresia că e așa și în momentul ăla te poți prăbuși. Deci foarte mare atenție în toate domeniile, în toate compartimentele. Încă o dată aici mă refer la tinerii care chiar cântă, care sunt folosiți. Noi ne bucurăm de tineri pe care Domnul deja îi folosește și în viitor Domnul îi va folosi. La toate lucrurile... Mi-aduc aminte de frații care cu 40 de ani în urmă, 30 de ani în urmă, erau lucrători. Una din idei era aceasta, o teamă mare să nu cadă cei care vor fi propulsați în păcatul acesta al mândriei. În păcatul mândriei, să nu laud, să nu-i spui în față. Sigur, încă o dată, să nu cădem în extrema cealaltă. Să nu cădem în extrema. Biblia spune cinstiți pe toți oamenii, dar cu măsură, un cumpăt, un echilibru în tot ce se face. Nu înseamnă că la un om care se dăruiește și se jerfește, trebuie să ai, sigur, dar echilibrat. Nu păstă limită, nu păstă măsură. Toată lauda pe care noi trebuie să o dăm acolo, fără măsură, fără limită, trebuie să fie îndreptată spre Dumnezeu, dar din inimă. Din inimă, nu numai de pe buze, cu toată ființa noastră. Doresc, dincolo de cele spuse în seara aceasta, Domnul să ne dea lumină.
Vreau să spun chiar la nivelul unei biserici, o biserică este spirituală și are un standard înalt, dacă problema aceasta va ști să o exploateze și să o pună în aplicare așa cum Dumnezeu dorește. E foarte importantă această problemă. Am auzit chiar recent două situații, aprecieri peste limita permisibilă în dreptul a doi tineri. Era o fată și un băiat. Aprecieri din mai multe puncte de vedere. Și când am înțeles că tema din seara aceasta, fratele Iosif, asta a avut-o pe inimă din partea Domnului, mi-am zis, e foarte important, dar asta probabil că va trebui ceva special și așa, eu știu, mai încă perfectat, numai în dreptul tinerilor, pentru tineri. Și m-am gândit, persoanele care, mă rog, ori au făcut, nu știu exact așa, dar au fost mai multe. Oricum, foarte mare atenție încă o dată. Astăzi eu cred că a fost ca un semnal de alarmă pentru noi, să fim foarte atenți în acest domeniu. În acest domeniu. Eu știu, pe parcursul timpului, pe parcursul anilor, au fost lucrători care au căzut în cealaltă extremă. Ori încercat pe cei care s-au ridicat să nu-i mai aprecieze, să nu mai... În ideea aceasta că... Nici măcar să nu-l apreciez, să nu-l auzi că se mândrește și cade. Și acum el deja nu mai era de 2-3 ani, de 5 ani întors la Domnul, el era de 20 de ani și tot așa l-a ținut acolo undeva jos și așa. Aia e o extremă la fel de periculoasă. Toate încă o dată cu cumpăt, cu un echilibru în toate. Și când va fi totul echilibrat, lucrarea va fi frumoasă și lucrurile vor fi într-o armonie, vor merge înainte și vor fi o reală binecuvântare pentru biserică.